Mulțumim Domnului pentru harul de a avea copiii la închinare cu noi în seara aceasta și ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Au cântat atât de frumos și după predică vor continua să cânte. Ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să-i însoțească în toate zilele vieții. Amin. Nu doar părinții au probleme când copiii nu pronunță corect câte un cuvânt, în loc de mănuși să zică lănuși. La școală, când au învățat să buchisească și să citească pe litere, la burzuc, au ajuns la faza aceea în care formau cuvinte cu literele învățate și au ajuns la litera D. Și cuvântul care era acolo era cuvântul dop. Și un copil cu dificultăți de a învăța să citească, nici cum nu ieșea cuvântul. Așa că învățătoarea a zis, haide să citim pe litere. D, O, P. Și acum citește legat. Și băiatul a zis, stupuș. Nu știu dacă fratele Dan știe ce e stupușul, că la București nu erau stupuși. Dar la burzuc, dopul e stupuș. Ne rugăm să binecuvinteze Domnul copiii noștri cu înțelepciune. Și din pricina lor, în seara aceasta, am schimbat predica. Am anunțat dimineață, neștiind că vor fi copiii cu noi, că ne vom ocupa de prima parte a capitolului 5, în studiul din Evanghelia după Marcu, dar pentru că este un paragraf destul de greu și de înspăimântător, ne vom întoarce la el data viitoare și astăzi ne uităm la paragraful de la 21 până la 43. Marcu așează Evanghelia sub acest generic, calea Domnului. Dintre toate căile din lumea aceasta, o singură cale duce de la pământ la cer. Toate celelalte căi duc de la pământ spre iad. Una singură duce la cer. E calea Domnului. Toate celelalte căi pot părea bune, dar spune Biblia la urmă, duc la moarte. Așa că în după masa aceasta ne vom uita la calea Domnului și familia mea. Calea Domnului trece prin lumea aceasta pe lângă fiecare. Trece și pe lângă familiile noastre. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. E perioada galileiană a lucrării Domnului. Când calea Domnului trece printre mari mulțimi, dar în același timp calea Domnului trece și pe lângă familii. Și ne spune Biblia că în timp ce mulțimile alergau după Domnul, să-i audă învățăturile, să vadă minunile. Au fost și oameni care au stat la distanță, care au stat deoparte, nehotărâți, dezinteresați, preocupați de lucrurile lor. Printre oamenii aceștia era și un fruntaș al sinagogii, un fel de coordonator a activității de la sinagogă, pe nume Iair, religios, religia lui, slujba lui, moral, nu-i om din baruri, nu-i îndrăcitul din Gadara, nu este un om care e vameș sau destrăbălat, e un om religios și moral, dar pe altă cale decât calea Domnului. Și versetul 22 spune, atunci, ce s-a întâmplat atunci? Când Biblia spune atunci, ne îndreaptă atenția spre ceva special, deosebit, care schimbă radical atitudinea lui Iair. Atunci.
s-a aruncat la picioarele lui, ale Domnului, și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Până atunci, Iair a umblat pe o cale, s-a dus pe drumurile lumii acesteia, s-a dus în preocuparea lui, fără să-i treacă prin minte că va veni un atunci, un atunci când casa lui e confruntată cu ceva la care nu mai are nicio soluție. Atunci o boală necruțătoare a lovit exact în fata lui. Ca să îmi aduc familia pe calea Domnului, primul lucru care trebuie să se întâmple este un atunci când înțeleg că am nevoie de Domnul la mine acasă. Un atunci când să-mi dau seama, să pricep, să realizez că dacă Domnul nu este la mine acasă, nu mai am nicio nădejde. Să înțeleg că Domnul Iisus este Cel care lipsește din casa mea. Până atunci, Iair și-a adunat în casă la fel ca noi lucruri din toate categoriile. Un singur lucru lipsa din casa lui. Prezența Domnului. Am aflat despre un tată. Bucuros că i s-a născut un băiat, că băiatul era sănătos și a crescut frumos, băiatul era priceput și i-a dus bucurie și tata a hotărât să-i facă o surpriză nemaipomenită la ziua lui de naștere când împlinește 18 ani. Imaginați-vă că ați ajuns la 18 ani și tata îți face un cadou de ziua ta. Surpriză. Când tata i-a dat cadoul, băiatul n-a putut să creadă ce surpriză i-a făcut tata. Cheile de la o mașină nou-nouță. Și tata i-a spus, dragul tati, un singur băiat are tata și vreau să știi că atunci când împlinești 18 ani, ai primit de la tata o mașină nou-nouță. Bucurie mare! Băiatul a învățat să șofeze, și-a luat carnetul și a venit prima lor zi în care tata și băiatul au plecat la drum, băiatul la volan, tata lângă el. Cu mare satisfacție că are feciorul lui mașină și tata e lângă el. La câteva vreme pe drum, băiatul s-a fâstăcit, a pierdut controlul volanului, mașina a ieșit de pe șosea și s-a izbit într-un pom. În impactul acela au sărit amândoi pe parbriz. Când tata și-a revenit din șoc, s-a târât cum a putut să ajungă la băiat. Băiatul era lovit și rănit grav. Și tata l-a întrebat, ce faci? Cum ești? Și băiatul a spus, tata, spune o rugăciune că mor. Și tata a spus, nu muri, nu rezistă, o să vină salvare, ne vede cineva. Tata, spune o rugăciune că mor. Și tata spune, nu o să mori. Tata, rugăciune. Și tata spune, dar nu știu să mă rog. Copilul a murit. Tata a ajuns în spital. Frământat de următorul lucru. I-am dat mașină, dar nu l-am învățat niciodată să se roage. Și nici eu nu știu să mă rog. O, câte lucruri ducem la noi acasă! Dar dacă nu-i Domnul Iisus acolo, vine ziua aceea teribilă! Îndură-te, Doamne, de casele noastre! Înțelegi că ai nevoie de Iisus la tine acasă? Înțelegi că dacă nu-i Domnul Iisus la casa mea și la casa ta, când vine acel atunci, nu mai ai nicio șansă. Atunci, Iair a înțeles
greșeala fundamentală pe care a făcut-o. Și atunci a făcut al doilea pas. S-a dus să-L invite pe Domnul Iisus la el acasă. I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Doamne, vino Tu. Tu care ai putere de viață și de moarte. Tu care ai toată autoritatea. Vino, Doamne, și pune-ți mâna peste fata mea ca să se vindece, să trăiască. A înțeles că are nevoie de Domnul Iisus și a făcut pasul al doilea. Să-L invite, să se roage, să-L cheme la el acasă. Multă vreme am crezut că atunci când un om înțelege că fără Domnul Iisus viața n-are sens, calea pe care merge se duce spre iad, multă vreme am crezut că problema este doar ca omul să înțeleagă la nivel rațional. Și de acolo toate decurg ușor. Până într-o zi, când fiind la biroul bisericii, a bătut la ușă o doamnă, a intrat înăuntru, am invitat-o să ocupe loc și am întrebat-o cu ce-i pot fi de folos. Era evident că nu este membra Bisericii Emanuel. Și mi-a spus domnul pastor, eu sunt de aici din Oradea, sunt profesoară la o școală aici în Oradea și am venit să vă rog să mă ajutați. Viața mea n-are niciun sens. Simt că trăiesc degeaba. N-am nicio bucurie. N-am niciun scop în viață. Viața mea este atât de pustie și plicticoasă, domnul pastor, ajutați-mă să ies de aici. Și a spus doamna profesor, vreau să vi-l prezint pe acela care dă sens vieții. Vreau să vi-l prezint pe acela care a venit din lumea gloriei în lumea noastră ca să deschidă o cale pentru noi și să ne aducă bucuria cerului aici pe pământ. Și l-am prezentat pe Domnul Iisus, cel care este calea, adevărul și viața. Cel care a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. L-am prezentat pe Domnul Iisus și am spus, doamna profesoară, ați înțeles ce poate face Domnul Iisus? Da, frumos ați vorbit. Atunci vă invit să ne rugăm și să-L chemați pe Domnul Iisus în viața dumneavoastră ca să dea sens vieții. Să dea vieții dumneavoastră bucuria harului, a iertării. Domnul pastor, stați un pic, nu m-ați înțeles. Eu n-am venit să mă pocăiesc. Eu am venit să vă cer un sfat, să văd ce îmi spuneți dumneavoastră. Mulțumesc că ați vorbit foarte frumos. Dacă o să mai am probleme, o să vă caut. Și s-a ridicat și a plecat. În urma ei, am rămas cu această povară pe suflet. Un om care înțelege că merge pe un drum pustiu. Înțelege că viața nu are niciun sens. Înțelege că Iisus poate schimba. Dar eu nu pentru asta am venit. E greu pasul acesta. E greu pasul acesta în care ai înțeles că ai nevoie de Domnul și să iei decizia de a-L chema în viața ta, de a-L chema în casa ta. Iair s-a dus la Domnul și a spus, Doamne, a venit acesta atunci când înțeleg, vino Doamne la mine acasă. Puneți mâna peste fata mea. În timp ce eram destul de apăsat de modul în care s-a terminat discuția cu această doamnă, a bătut altcineva la ușă. A intrat înăuntru un domn, l-am invitat să ocupe loc pe scaun, era limpede pe toată înfățișarea lui că este măcinat de boală, era limpede când te uitai la culoarea feței, la culoarea buzelor, era limpede când te uitai la el că este chinuit cumplit de boală și am spus,
Spuneți-mi, vă rog, cu ce vă pot fi de folos. Și a spus: domnul pastor, am venit să vă rog să mă ajutați. Sufăr de o boală cumplită și nimeni nu-mi dă de leac și nu-i de capăt. Domnul pastor, sufăr de o boală care este frica cumplită de moarte. Mi-e atâta de frică de moarte, că de frică nu pot mânca. Mi-e frică nu cumva când mănânc să mă nec și să mor. Nu pot lua nimic în gură de panică. Mi-e groază. Mă usuc pe picioare. Nu pot bea apă. Mi-e frică să beau apă, să nu mă nec cu apa și să mor. Nu pot dormi. Mi-e frică să adorm, ca nu cumva să mă nec în somn și să mor. E o moarte, o chinuire de moarte, o frică atât de apăsătoare că simt că nu mai pot, ajutați-mă. Influențat de discuția cu persoana de dinainte, i-am spus: îmi pare rău să vă spun de la bun început că fără Domnul Iisus nu vă pot ajuta cu nimic. S-a uitat mirat la mine și a zis: dar de ce fără Domnul Iisus? Și i-am spus: pentru că nu-L aveți. Mai mirat de răspunsul meu, el s-a uitat și a zis: dar ce să fac ca să-L am? Luat prin surprindere de această vorba lui, a spus: păi dacă așa stau lucrurile, atunci haideți să ne plecăm pe genunchi și să-L chemăm. I-am plecat pe genunchi, m-am rugat și când am încheiat rugăciunea, a început-o el. Și a spus: Doamne, de zeci de ani de zile am fugit de Tine. Am știut că mă cauți. Am știut că vrei să mă întorc la Tine. Doamne, am fugit de Tine în băutură, am fugit de Tine în distracții, am fugit de Tine în profesie, am fugit unde am știut. Doamne, am ajuns la capătul drumului. Doamne, dacă mă mai poți primi, primește-mă și iartă-mă. Și a început să-și verse înaintea Domnului toate durerile lui. Când s-a încheiat rugăciunea, ne-am ridicat, s-a uitat la mine și a spus: vă mulțumesc frumos, dar nu mai am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și am întrebat: cum așa? Și am scăpat de frica de moarte. Să alt om. Abia aștept să mă duc acasă să-i spun soției să facă ceva de mâncare. S-a dus acasă. I-a spus soției: la câteva vreme, pentru că era profesor de matematică, l-am pus în legătură cu fratele meu Florin, care a plecat la Domnul. Florin s-a ocupat de el, l-a ajutat să crească în credință și s-a întors toată casa lui la Domnul. Calea Domnului și casa mea. Iair s-a dus la Domnul Iisus și a spus: Doamne, Te rog să vii la mine acasă. Nu vreau să asist la plecarea fetei mele din lumea aceasta când știu că Tu poți rezolva. Dragi copii, numai când veți ajunge voi părinți, veți înțelege ce trăiește un părinte când se îmbolnăvește copilul. Numai când veți ajunge voi părinți, veți înțelege durerea părintelui când își vede copilul că se topește în boală. I-ar lua-o, ar purta-o el. Dar este unul care poate purta mai bine ca părintele. Este Domnul și Mântuitorul nostru, care a spus: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Iair l-a chemat pe Domnul la el acasă. Și Iisus a plecat împreună cu el. Înțeleg că am nevoie de el. Înțeleg că familia mea trebuie să intre pe calea Domnului. Și numai Domnul este cel care mă duce pe calea lui. Și îl chem la mine acasă. Și el vine. Ce se întâmplă când vine la mine acasă? Domnul Iisus a plecat împreună cu el și pe drum este celălalt episod cu o femeie bolnavă și Domnul are milă și are har
și are putere de vindecare și pentru femeia aceea. Și în timp ce se petrec toate aceste lucruri în drum spre casă, imaginați-vă un Iair care trăia cu frisonul acela, orice clipă întârziată poate fi fatală. De ce nu te grăbești, Doamne? Versetul 35. Pe când vorbea el încă, Domnul Iisus încă vorbea cu ucenicii și cu femeia vindecată, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta s-a vindecat? Ce îi spun? Fiica ta a murit. De ce mai superi pe învățătorul? Imaginați-vă șocul acela în care a înțeles că e nevoie de Domnul Iisus la el acasă. S-a dus înaintea lui în fața mulțimii, s-a aruncat la picioarele lui, l-a invitat să vină acasă, s-a rugat. Și răspunsul este: de ce mai pierzi vremea pe aici? Nu-l mai deranja pe învățătorul. Fiica ta a murit. Uneori când ne rugăm, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și fie pe loc, fie într-un termen foarte scurt, primim răspuns la rugăciune. Alteori însă se întâmplă următorul lucru. Ne-am rugat și după ce ne-am rugat, în loc ca lucrurile să fie mai bune, sunt mai rele. Și pe măsură ce te rogi, lucrurile se răutățesc. Nu să se rezolve, ci se agravează. Grele vremuri. Charles Spurgeon, denumit prințul predicatorilor în secolul XIX până la începutul secolului XX, a avut un băiat răzvrătit. Un băiat care, atât de răzvrătit de faptul că tatălui e predicator și că el e sub presiunea aceea că e pruncul predicatorului și trebuie să trăiască altfel decât ceilalți, încât a hotărât să plece de acasă din Anglia și să meargă tocmai în Australia. Cât mai departe de tata, cât mai departe de biserică, să meargă în drumul lumii acesteia fără opreliște. Povestește Spurgeon, când a auzit ce planuri are băiatul lui, a început să se roage zilnic, a început să țină zile de post. Și cu fiecare zi de rugăciune și fiecare zi de post, băiatul era mai împietrit și mai hotărât să plece. În noaptea zilei dinaintea plecării băiatului, Spurgeon povestește că n-a închis ochii toată noaptea. A stat pe genunchi și a plâns înaintea lui Dumnezeu și l-a rugat să intervină, să-l oprească, să-i schimbe mintea și să-i mântuiască băiatul. La ora 5 dimineața și-a deschis ușa și s-a dus încet spre camera băiatului să vadă dacă i-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Băiatul era îmbrăcat, cu valiza în mână, să plece la gară, să plece la port. Și tatălui l-a întrebat: nu rămâi? Și băiatul a spus: în veac nu mai vreau să aud de voi. Și a plecat. Așa e că-s grele asemenea întrebări. Sunt grele asemenea vremuri. Când l-ai chemat pe Domnul, când ai strigat către El și lucrurile merg mai rău, la Iair s-a întâmplat și mai grav. Când s-a rugat, fiica era bolnavă, când a terminat rugăciunea, fata a murit. Și e calea Domnului. Și ce să fac în pasul acesta? Îi spune Domnul Iisus: nu te teme, ci crede numai. Ce să mai cred, Doamne?
Ce să mai cred când s-a terminat atât de tragic? Mai aveam o urmă de speranță până mai era suflare în ea. Dar acum nu mai este nicio speranță. Când am ajuns în punctul acesta, așează-ți toată încrederea în bunătatea și în suveranitatea lui Dumnezeu, acelui care ascultă rugăciunea, acelui care are vremea lui și timpul lui de a asculta rugăciunea. Nu-ți pierde credința în vremea încercării. Băiatul lui Spurgeon a plecat, s-a dus în Australia, a căzut în patima beției și a destrăbălării. A trăit o viață ca fiul risipitor. Și după 2 ani de zile a ajuns un om al străzii. Nu mai avea nici adăpost, nu mai avea nimic, dormea pe stradă și cerșea. Într-o duminică după masă, la colț de stradă, după 2 ani de zile, de plecare de acasă, stătea să cerșească de la trecători. Și un om credincios mergea la biserică. Și s-a oprit în dreptul acestui cerșetor și s-a uitat la el și l-a izbit asemănarea dintre acest cerșetor și Charles Haddon Spurgeon, marele predicator de la Londra. Așa că s-a uitat la el și a spus: spune-mi, te rog, îl cunoști cumva, ai auzit cumva de predicatorul din Londra, Charles Haddon Spurgeon, că tare semeni cu el? Și băiatul a spus: e tatăl meu. Am fugit de acasă. Omul acesta i-a spus: te iau de aici, te duc la mine acasă, îți port de grijă, dar în seara aceasta vii cu mine la biserică. L-a dus la biserică și în seara aceea băiatul lui Spurgeon s-a întors la Domnul. După 2 ani de rătăcire, după 2 ani de întuneric, a început să crească, a început să se apropie tot mai mult de cuvânt, de rugăciune, a început să se implice în biserică. Și după câțiva ani de zile, când tatălui era bolnav, s-a întors la Londra să-l ajute pe tatălui în predicarea Evangheliei. Nu te teme, ci crede numai! Într-o formă sau alta, avem și noi risipitorii noștri. Într-o formă sau alta, ne luptăm și noi cu rugăciuni care încă n-au fost ascultate. Pe calea credinței, pe calea Domnului, spunem: Doamne, întărește-ne credința! Nu te teme, ci crede numai! Și când l-ai chemat pe Domnul, încredințează-i toată autoritatea lui dumnezeiască asupra ta și a casei tale. Încredințează lui toată libertatea să lucreze el și să lucreze așa cum știe el. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Și acum să vedem ce face Domnul Iisus când ajunge acasă. Ce face când ajunge în casa ta și în casa mea? În casa celor care am avut un atunci și am spus: Doamne, avem nevoie de Tine. Vino la noi acasă. Iisus s-a uitat și vede exact starea casei. Iisus a văzut zarvă, tulburare, agitație. Unii plângeau, alții se tâncuiau, zarvă mare și tulburare mare. Când se uită la casa mea și la casa ta, vede ce e acolo. Vede tulburarea. Vede necazul. Îi vede pe cei care fac zarva. Cine face tulburare la tine acasă?
Dimineața ne-am uitat la Dumnezeul care vede, la școala biblică. Și apoi ne-am uitat la predică la Hristos, marele preot. El este cel care vede ce se întâmplă la mine acasă și vede ce se întâmplă la tine acasă. Îi vede pe cei care fac zarvă, îi vede pe cei care sunt acolo și plâng și se tânguiesc, dar n-ajută la nimic, ci doar mai agravează situația. Știți care e primul lucru pe care îl face Domnul când ajunge acolo? Îi scoate afară pe cei care fac tulburare. Scoate afară zarva, pentru că El este Domnul păcii. Îi scoate afară pe cei care fac zarva. Scoate afară ceea ce face tulburare în sufletul meu, în sufletul tău. Scoate afară ce face tulburare în casa ta și în casa mea. Este Domnul păcii și scoate afară orice zarvă. În urmă cu ani de zile, într-o duminică după masă de vară, luna lui cuptor, un frate m-a rugat să mă duc cu el în satul natal, că acolo au biserică duminica de la ora 3 și putem ajunge seara înapoi la Oradea. În vreme de caniculă, să duci de la ora 3 la biserica la țară, în casele cele de rugăciune mici, ca la țară, nu-i deloc atrăgător. Așa că i-am spus, cred că ar fi mai bine să așteptăm până la toamnă, când se lasă umbrele și când e mai răcoare, că atunci mai poți să vorbești cu oamenii. De acum, pe zăpușala asta, ce mai poți face? Și a spus, frate Paul, mi-a pus Domnul pe inimă și vă rog tare mult și vă mai rog ceva. Mergem pe acasă pe la tatăl meu. Tatăl meu n-a pus piciorul niciodată în biserică. Dacă ați venit dumneavoastră, i-ar fi jenă de dumneavoastră să vă refuze, îl ajutasem cu ceva probleme medicale, i-ar fi jenă să vă refuze și poate că ar veni pentru prima dată la biserică. Așa că m-am dus cu fratele, ne-am oprit pe la casa părintească și tatălui era afară, în curte, sub un umbrar de viță de vie. Cei care ați crescut la țară știți că unii gospodari au acolo viță de vie, așa pe niște, o schelă din aceea, și ține umbră și are și struguri. Și tatălui era acolo pe un scaun, la umbră, sub vița de vie. Când ne-a văzut, s-a bucurat să-și vadă băiatul, m-a văzut pe mine și politicos m-a salutat și ce onoare, domnul Paul, să veniți pe la mine, cu ce ocazie. Și a spus, a venit să mergem la biserică și ne-am oprit să vă luăm și pe dumneavoastră cu noi. Mergeți dumneavoastră, vă aștept cu un pahar de apă rece când veniți, dar eu nu mă duc. Și a spus, dar ne-am oprit special să vă luăm cu noi. Mergeți dumneavoastră, eu nu mă duc, nu pot veni. Și a spus, nu mergem fără dumneavoastră, am venit, așa că vă luăm cu noi. Domnul Paul, nu pot veni. De ce? Și mi-a arătat degetele în care ținea țigara. Nu erau galbene, ci erau negre de fum. Și a spus, domnul Paul, eu sunt fumător înrăit. Aprind țigară de la țigară. Eu nu mă pot duce la biserică pentru că nici 5 minute nu pot sta fără țigară. Înțelegeți-mă, mergeți și vă aștept cu apă rece când veniți. Și a spus, astăzi vă luăm cu noi la biserică și dacă nu puteți fără țigară, vă dau voie să intrați cu țigara în biserică. Da, domnul, știți că nu se poate. Și a spus, înțelegeți? Țigara aceasta nu vă lasă să intrați în biserică și ca să vă ducem la biserică, dacă nu puteți scăpa de ea, vă ducem cu ea și dacă nu vă puteți abține, eu vă dau voie să fumați în biserică. Domnul Paul, știți că nu se poate. Eu cred că se poate, așa că mergem. Și spune, bine, vin, dar-i riscul dumneavoastră. Ne-am dus. Am intrat în biserică direct la amvon. Nu m-am oprit nici să dau mâna cu celălalt ca să nu pierd vremea.
am ridicat biserica cu un verset de cântare, o rugăciune scurtă, am luat cuvântul, am citit și am început predica și mă uitam la el și mă rugam în sinea mea, Doamne, te rog să-l stăpânești, să nu cumva să-l pună satana să-și aprindă țigara. Știți cum sunt bisericii la țară, în așa rândurile acelea de bănci, surorile stau pe o parte, bărbații stau, frații pe cealaltă, și el s-a așezat pe ultima bancă lângă geam. Așa că predicam și mă uitam la el și ziceam, Doamne, Doamne, blochează orice fel de atitudine, orice fel de dorință, orice fel de mișcare de fumat. Dar n-a predicat un pic mai repede ca în seara aceasta? Și când am terminat predica, a ieșit glonte din biserică afară. Și am zis în sinea mea, îl chinuie țigara, nicotina și se duce acum să fumeze, să se recorească. După câteva clipe, a intrat din nou în biserică și a venit înspre mine. Când s-a apropiat de mine, a spus, ați ieșit să trageți un fum? Și a zis, nu. Când am intrat în biserică, s-a întâmplat ceva incredibil. Am simțit că mă arde pachetul acela de țigări în buzunar. Am simțit că mi-e greață și groază de el. Abia m-a așteptat să se termine, am ieșit afară și l-am aruncat peste gard. Și de astăzi vreau să fiu al Domnului. Scoate afară Domnul zarva. Scoate dependența. Scoate Domnul afară legăturile păcătoase și spune, Doamne, scoate afară din biserici, scoate afară din case, din inimă, scoate afară din România toate lucrurile acestea care distrug oamenii. Scoate afară zarva. Dar în același timp, după ce scoate afară zarva, a luat pe tatăl copilei, pe mama copilei și i-a dus acolo unde era copila, unde zăcea fetița. Când Domnul Iisus intră într-o casă, adună casa la oaltă. Toate celelalte forțe ale lumii acesteia dezbină familia. Hristos Domnul este Cel care adună familia. Adună la oaltă familie, mama, tata și fetița. Pentru că așa întemeia Dumnezeu familia și așa vrea să o binecuvinteze. Și noi spunem, Doamne, binecuvintează casa fiecăruia. Și binecuvintează copiii noștri. Adună la oaltă familia. Pentru că acolo, în familia adunată, Dumnezeu vrea să dea binecuvântarea. E o întâmplare interesantă pentru copii. O fetiță dintr-o familie dezbinată. O familie în care tata era bețiv, mama era o femeie fără căpătâi. O fetiță care n-avea, de fapt, nici dragoste de tată, nici dragoste de mamă. Când se ducea la tata, o înjura și o trimitea la mama. Când se ducea la mama, o înjura și o trimitea la tata. Și era a nimănui hăituită din toate părțile. Într-o zi, a găsit o poză dintr-o carte religioasă. O hârtie cu această imagine și i s-a lipit inima de poza aceea, de imaginea aceea, așa că abia aștepta să meargă acasă și să arate la tata. S-a dus să arate tatălui și tata a înjurat-o și a trimis-o la plimbare. A vrut să arate mamei, mama a bruscat-o și a trimis-o la plimbare. Și fetița era tot cu hârtia aceea după ea. După câteva vreme, părinții curioși, ce are acolo fetița în mână? Tu bine, arată-ne! În poză era un tată, o mamă și o fetiță pe genunchi, ținându-se de mână. Și fetița a zis, tata, dacă tu ai fi bărbatul acela și dacă mama ar fi femeia aceea, și dacă eu aș fi fetița aceea, cum ar arăta casa noastră? De acolo a început Dumnezeu schimbarea familiei. De acolo a început Dumnezeu schimbarea familiei. Cum ar fi familia noastră? Cum ar fi familia ta adunați pe genunchi înaintea Domnului? Cum ar fi să crească copiii noștri într-o asemenea atmosferă? Așa aduce Domnul. Mama, tata și fetița la oaltă, da, e necaz acolo, dar când mama și tata sunt acolo, Domnul Iisus adresează fetiței și spune, fetițo,
scoală-te, zic. Acolo aduce Domnul viață, acolo aduce Domnul eliberare, acolo aduce Domnul răspuns la rugăciune. Este Dumnezeul vieții, este Dumnezeul veșniciei, este Cel care are în El viața și viață din belșug. Și în seara aceea, pentru casa lui Iair, prima dată, se încheie o zi, toată familia pe calea Domnului. Eu cât și casa mea doresc, o, Doamne, cum zice cântarea, în veci să te slăvesc. Eu cât și casa mea, spune Iosua, vom sluji Domnului. Sunt casele noastre pe calea Domnului? Sunt casele noastre pe drumul acela? Sunt tulburări în casele noastre? E zarvă? E soțul prins de lucruri nepotrivite? E soția? Sunt tensiuni? Sunt copiii prinși de neascultare, de răzvrătire, prinși în alte necazuri? E un atunci. E un moment în care putem cădea pe genunchi înainte să spunem, Doamne, vino și la mine acasă. Ai fi gata să-i spui acum Domnului, Doamne, vino și la mine acasă. Doamne, cunoști cum nu cunoaște nimeni ce se întâmplă în casa mea. De aceea te rog din toată inima, din seara aceasta, dă-mi putere să mă duc acasă în prezența Ta și sub puterea binecuvântării Tale. Vom avea un moment de rugăciune în grupuri mici. Copii, în Biserica Emanuel avem o rânduială atât de frumoasă. Avem momente în care doi, trei ne rugăm împreună suficient de tare să ne auzim, suficient de încet ca să nu-i deranjăm pe ceilalți. Așa că în seara aceasta este privilegiul vostru să vă rugați pentru casele voastre. Câți dintre voi aveți, frați și surori, mâna sus? Să vă binecuvinteze Domnul. Lăsați mâinile jos. În seara aceasta, n-ai vrea să te rogi pentru frățiorii și surorile tale? Să-i ceri Domnului să-i binecuvinteze, să-i mântuiască. Să te rogi pentru părinții tăi. Să te rogi pentru bunici. Să te rogi pentru învățători. Pentru profesori la școală. Să te rogi pentru cei care sunt încă neîntoși la Domnul. Și cei care suntem aici, cât sunt părinții cu copii aici, mâna sus, părinții cu copii aici, slăvit să fie Domnul. Așa e că e o seară în care să-i spui, Doamne, așa de frumos îi stă copilului meu, fetiței mele, băiatului meu, așa de frumos îi stă în casa Ta. Doamne, nu-i lăsa niciodată să se piardă. Până și rândunica aș face un cuib acolo unde să-și crească puii. Spune, Doamne, în seara aceasta chem numele Tău peste copiii mei, peste casa mea. Cer binecuvântarea și cer mântuirea Ta peste toată casa mea. Așa că ne ridicăm la rugăciune și copiii de aici, și părinții, și bunicii, și fraților din sală. Facem grupuri mici și ne rugăm. Și când încheiem rugăciunea, fratele Dan va încheia cu rugăciune, după care copiii vor continua să cânte.